Mă simt oribil, am o zi absolut groaznică, așa că m-am gândit să vă stric și vouă ziua. Ciao, Nico aici, câteodată mai desenez, câteodată mai alea, iar alte dăți sunt desenat, pentru că urmăritorii mei nu încetează să mă uimească. Azi o să mă uit împreună cu voi la desene cu mine, pe care voi, urmăritorii mei, le-ați făcut. Hai, toată lumea cărunță de ceva bun, să-i dăm drumul la clip. Bă, de când am început canalul, a început să devină așa o tradiție să fiu desenat de către oameni. Unele sunt mai bune, unele mai nu bune. Nu știu dacă mai apar toate încă de pe vremea când eram eu tăguit în poze. Dar avem aici un desen făcut în 2019 de bunkerul lui Sebastian. Drăguț, seamănă, îmi place logo-ul acolo în stânga, cu semnătura mea pe el, ca și cum aș fi făcut eu desenul. Mamă, și butonul de YouTube aici asta de 100.000 de abonați. Dacă nu înțelegeți de ce arată așa, e pentru că am desenat pe el când l-am primit. Dacă n-ați văzut clipul, dacă mi-amintesc, o să vă las un cartonaș aici undeva. Cred că e în partea aia altă, acolo. Așa, mai ștergem și noi praful. Bă, ăsta e frumos. Ăsta e făcut după o poză pe care cred că am șters-o la un moment dat de pe Instagram. Aveam căciuliță din aia de staniol în cap. Place. Super, super. Locar 33. Superb. Un portret incredibil, dacă mă întrebați pe mine, făcut de artistul 23, dar postat de altcineva, apare nu mai există persoana respectivă. Un stil simplist, frumos, probabil garantat digital, din linii foarte, foarte dure. Frumos, frumos, îmi place. Sunt un pic cam lung, dar e ok, e frumos. Și aici sunt un pic deformat. Știu poza după care ai făcut, dar e greu să desenezi persoane din profil. Mie nu-mi place să desenez așa oameni dintr-o parte, dar e chiar drăguț, îmi place foarte mult. Bă, aici a început boala cu poza asta, toată lumea a început să se deseneze după fotografia asta. Ăsta se pierde undeva în văzduh, că n-are contrast, n-are detalii. Ăsta are detalii, dar n-are contrast. Aceeași poză, toată lumea aceeași poză. Glumesc, sunt superbe toate, mulțumesc din suflet. Hai să vedem ce avem aici, ești Bleg, yeet. O durat ceva să-l fac. Și pe calea asta aflăm că NM vine de la N-ai mâncare. Făcut după poza asta. Bă, dar voi de unde aveți poza asta? Că asta e poza mea? E poza mea de la absolvire, de la facultate. Am postat-o public? Nu știu dacă e undeva, habar n-am, de unde aveți poza asta? Uite, ăsta e foarte on point. Nu știu dacă e copiat din ăla cu pus așa pe ecran sau pe geam sau mai știu unde. Dar vă arată foarte bine, seamănă perfect cu mine. Din aceeași poză, de la facultate, care nu știu de unde o aveți. Băi, e frumos stilul ăsta în creion al negru, așa gri. Dar mă frustrează că am sacou negru și restul e numai creion. Și practic n-am contrast. Trebuia să faci contur la ochi sau la nas sau la barbă, nu știu. Dar e frumos, îmi place foarte mult. Bă, da. Aceeași poză, bineînțeles. Și avem și desene fizice. De fiecare dată când am mers pe la Comic-Con sau la evenimente de-astea unde am putut să mă întâlnesc cu voi, am primit de la oameni și desene pe hârtie, cum ar fi desenul ăsta, de la Eli. E semnat Eli 2023. Absolut incredibil. Îmi place la nebunie cum arată. Și mereu rămân surprins când vine cineva și vine așa cu desenul în brațe și îmi zice: ia uite, pentru tine. Aici un Nicu Mihai supereru, nu știu, semnat Mario Nacho. Cred că scrie Mario, îmi pare rău că ți-am scris numele. E superb, deci are niște linii atât de subțiri și interesante. Parcă e alt impact când văd desenul real în fața mea, în loc să văd o poză digitală cu el. Bă, ia vezi că ăsta e mișto. Făcut după poza aia în care am așa berea la ureche. Îmi place, execuția e incredibilă, atât că arăt absolut masiv, așa în umeri, slat, sunt foarte mare. Glumesc, e mișto rău de tot. Sunt detalii acolo extraordinar de drăguțe și felul în care ai făcut lumina și toate nebunile alea, fabulos. Asta nu e prima dată când îl văd. Și de fapt ați văzut că am inimioară la majoritatea. Îmi place extraordinar de mult. E foarte mișto, e dinamic. Nu știu dacă e luat direct după o poză sau e reinterpretat peste alt personaj în poziția aia, dar e tare de tot. Îmi place foarte mult. Ce să zic? E drăguț, seamănă cu mine. Dar parcă mai mult seamănă cu Marian Andrei de la ProTV. Ok, după poza asta eram un pic demolat în fotografie. E frumos executat. Îmi place la cămaș acolo, îmi plac detaliile. Proporțiile acum. Bă, vezi, e foarte interesant. Sunt eu cântând la
chitară, la bas, orice ar fi aia. E super drăguț, îmi place mult. De la Dare, Dane, Dave. Băi, semnați-vă să pot să citesc și eu. Îmi place, seamănă cu mine. Aproape seamănă cu mine. Și aici la fel. Aproape seamănă cu mine, dar îmi plac mult, sunt super frumoase. Am tot primit desene în format din ăsta mic, în care, gen, unde le pun sau ce fac cu ele. A trebuit să le grupez mai multe pe câte o pagină, ca să pot să le țin în dosarul ăsta. Pe ăsta l-am mai arătat mai de mult, cred că în clipul în care am vorbit despre Comic-Con-ul din 2019. Încă un fanart super tare pe ăsta, scrie Paseu Ștefan. Știu că i-am citit numele greșit, Pascu Ștefan. Pe această cale îmi pare rău și îți mulțumesc foarte mult pentru desen. Și ăsta e super, super drăguț. De la Flower Star. Îmi place finețea liniilor, îmi place art style-ul. Super, îți mulțumesc mult. Altul fabulos, ca un studiu de lumină și de umbre. Foarte mișto. Arăt eu un pic așa de parcă am ieșit din filmele horror. E frumos. E frumos tare. Ăsta e foarte, foarte, foarte mișto. Îl știu de când l-a postat. Sunt eu și Bogdan Techeș. Am făcut la un moment dat o fotografie în parc pe care am pus-o doar la story, cred că. Și ne-a luat poza de acolo și ne-a desenat. Îmi place, la nebunie. E superb. Mai ales aici, eu uite ce se întâmplă aici, la Hanorac. Cum sunt toate hutele alea și... Superb. Aici nu știu, ăsta pare genul ăla care e făcut peste poză. Pare vectorial. Garantat e vectorial. Sau poate nu e vectorial, nu știu. Probabil e făcut peste poză, dar îmi place foarte mult stil. Sunt eu un pic blond, adică un pic mai mult blond, dar e interesant de tot. E foarte tare. Și după aceeași poză, ceva foarte gotic, ezoteric, nu știu exact ce se întâmplă. Dar e mișto tare de tot. Uite și în două variante cu un filtru mov peste. Mamă, și cu halftone din ăla de benzi desenate. Mișto. Ăsta da, ăsta chiar e cool. Bă, ăsta. Ăsta e un alt desen... personal favorite. De la Erica Eliza Boabă. A avut, cred că ea făcuse desenul ăla în care eram eu cu Bogdan Techeș. Ne-am întâlnit cu ea pe stradă la un moment dat. Aici în centru e ea, în stânga eu, în dreapta e Ana, iubita mea. Incredibil desenul. E absolut fenomenal. Eu n-am văzut poza, ea are fotografia originală, dar îmi place că și l-a păstrat cumva. În loc să-și păstreze fotografia ca amintire, a desenat fotografia și și-a păstrat desenul ca amintire. Incredibil. Superb. Nu-mi dau seama exact ce se întâmplă. Că văd că scrie acolo antifoc. Nu, avem pasta de dinți pe scaunul din fundal. O glumă mai veche de-a mea. Nu știu de ce e tot un flăcări. Ah, că erau tot un flăcări când desenam atunci în paspartul. Da, gata, știu. Drăguț, drăguț. Aici putem să vedem Nicu Mihai în a patra dimensiune. Avem frunte dodecaedrică. Un pic cam o lungită la față, dar merge. Aici din nou o pictură cu mine, Ana și pisica ei Zelda. Super frumos lucrată. Din nou, mă încântă foarte mult să văd desene în realitate cu texturi, cu chestii de genul ăsta, pentru că, nu știu, mă simt mult mai apropiat de desenele astea. Voi ce credeți când veniți și mi le dați așa la Comic-Con și la d-astea? Ce, că eu le arunc? Voi asta credeți? Nu, îmi fac mereu dosare din astea cu amintiri și cu... Păstrez aproape tot ce primesc de la fani. Unul dintre cele mai bune desene cu mine, făcut de Banu Gabriel. Dacă te uiți, încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru desen. M-am întâlnit cu Gabriel, mi-a dat desenul personal și m-am bucurat foarte, foarte mult să-l am. E de o finețe și o maestrie incredibilă. Și plus seamănă foarte mult. Îl am și acum, îl am, să n-ai impresia că l-am aruncat, doar nu sunt. Ăsta e desenul de la Banu Gabriel. Ăsta e un insert de la Nicu din viitor, vedeți că mi-a schimbat tricou. Arată superb, arată absolut colosal. Bă, adevărul e că n-am chiar așa urechile. Am așa urechile? Am valoare. Aici mi-am pierdut ochii. Da, e o tehnică foarte comună să faci ochii în umbră dacă nu ai chef să desenezi ochi. Aici s-au dus de tot, sunt umbriți la maxim. E ok. Acolo jos e microfonul, în caz că vă întrebați ce e chestia de acolo. E vine așa microfonul. E drăguț, mersi frumos. Bă, și ăsta, după poza asta aparent, nu știu dacă seamănă. E acolo, dar în capul foarte pătrat. Nicu Mihai din Minecraft sau Roblox, nu știu, Lego. Se pare că le facem tot mai mici ca să trebuiască să mă uit așa cu lupa. Ăsta e foarte mic și nu știu ce ai avut în minte când l-ai făcut atât de mică, linii foarte subțiri acolo. Ăsta îmi place foarte mult. N-are față, chitara e complet greșită, dar ar trebui să fiu eu, că scrie aici Nicu Mihai, pentru Nicu Mihai. Mersi mult de tot. Încă un desen foarte frumos, eu și Ana, făcut în creion fără prea multe detalii, dar e frumos, îmi place mult de tot. Din nou un... Acolo culoarea de la ochi garantez că a fost luată de pe poză. Iar pielea nu, n-a fost luată de pe poză. E foarte închis acolo la ochi, pare că...
Pare că ne dormi de 5 zile. Mă rog, ca în realitate. Uite, ăsta e frumos. Văd aici la hashtag-uri, hashtag Bleach. Deci probabil sunt în stilul personajelor din Bleach. N-am văzut Bleach, dar o să presupun. Mi s-a părea mie că e ceva manga, anime. Frumos, frumos, seamănă. Da, da, da. Ăsta e interesant. Arată ca un studiu. E foarte mișto. Și ăsta, ia uite, din lateral așa, tot după poza aia. Cool, cool, foarte cool. Micu Nihai în flăcări. Nu știu de ce port haine din Grecia antică, dar e simpatic, îmi place tare. Bă, da, bă, da. Poza aia cu Zappi pe care o am pe profil, în care jucăm piatră, hârtie, piatră, foarfecă. Legat de piatră, hârtie, foarfecă. O să las desenul aici pe ecran până vă explic. Eram în metrou și era o familie cu doi copii, cred că erau destul de mici, nu știu, 5-6 ani maxim. Unul din ei avea la mâna dreaptă gips din ăla doar la degetele astea două. Și era cu toată mâna așa, genera toată mâna în gips împreună cu degetele astea. Și băieții ăștia doi mici se jucau piatră, hârtie, foarfecă. Și-a vrut băiatul meu să dea piatră sau foarfecă sau hârtie. Băiatul meu nu putea să-și miște mâna, era absolut anchilozat, el juca piatră, hârtie, foarfecă. E, uite, ceva mai recent, 2022, sunt eu, dar șmecher. Îmi place, e frumos și parcă anticipat nou logo pe care acum l-am făcut cu umbre acolo de desubt. Sub fiecare chipt aia umbre. Îmi place superb. Anita Diana, Anita Diana sau Anita Diana Punctart. Poate lumea așa mă vede pe mine, marele artist care pictează pe pereți. O binare foarte modern între un artist din ala clasic și un artist din ala foarte modern. Cam hanorac și ochelari, dar totuși am băscuță din aia așa de... Bă, ăsta e chiar frumos. Ăsta nu știu cum l-am ratat, nu l-am văzut până acum, hai, îi dăm inimioară, pam pam. Frumos, chiar îmi place foarte mult. Un pic așa la ochi acolo mai e, dar e mișto, e foarte tare. Bă, ăsta e chiar recent, pe ăsta chiar nu l-am văzut până acum. E făcut după poza aia în care țin chitara în brațe, după poza asta, ce frumos e. Atâta că n-am barbă și atâta că lipsesc încă vreo 5 corzi din chitara aia, dar e frumos. E superb, e foarte mișto, mersi mult. Chiar e grozav, îmi place mult cum vine lumina de acolo din dreapta. Mai ales că și în realitate venea lumina chiar din partea dreapta pozei. Bă, ăsta s-ar putea să fie cel mai mișto desen pe care l-am primit vreodată de la cineva. Ianco, dacă îl știți de pe YouTube, mi-a trimis un desen cu mine. E cel mai realist desen în creion pe care l-am văzut vreodată în fața ochilor. Mi l-a trimis, m-a rugat să și filmez pentru videoclipul lui. Dacă nu uit, vă las cartonaș aici. Absolut incredibil, l-am pe perete în dormitor ca să mă uit noaptea la mine înainte să mă culc. Superb, detaliile de pe geacă sunt absolut ireale. Barba la fel e... Wow! Să rămână mult, Ianco. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru desenul ăla. Ăsta e desenul pe care l-am primit de la Ianco. Mai apare deja în mai multe filmări. Da, am vrut totul să-l vedeți și așa. Să-l vedeți de-aproape. Hai să-l vedem de-aproape. Să focalizează pe el. Hai, da. Carinul the Starving Artist. Avem un desen cu mine aici, făcut cu mouse-ul în Paint, cred că. Îmi plac proporțiile în mod surprinzător pentru un desen care arată așa, proporțiile sunt destul de bune. Doar că n-a intrat absolut deloc în detalii. Dar e drăguț, e chiar frumos. Bă, ăsta n-are cum să fie desenat. Nu, ăsta e trecut prin AI, e prin Dale, nu? Da, mă, da, ăsta e animeficat cu AI. Garantat. Îl avem pe ăsta, care pare conturat peste poză și cu alt fundal în spate. Și pe ăsta, care nu pare conturat după poză, dar care e făcut în linii pe hârtie. Cam doar în linii, dar e frumos, mi-e place foarte mult. Să știi că expresia facială e foarte reușită. Nu trebuie să semene neapărat cu mine, să vede că sunt eu și că e făcut după fotografia aia. Chiar e frumos, îmi place foarte mult. Ăsta, nu știu, e absolut incredibil. Inițial aveam îndoieli că bă, poate nu e chiar desen, că poate e făcut cu alb-negru, cu de-alea, cu Photoshop, cu de-alea. Dar chiar e desenat. Ceea ce KXXFINS2, nu știu dacă tu l-ai făcut, că văd că profilul e abia cum a făcut. Sper din suflet că n-ai repostat desenul al cuiva. Oricine l-a făcut, te felicit din suflet. E absolut superb. Îți mulțumesc din inimă. Dacă mai aveți desene, nu uita să mă urmăriți pe Instagram aronmicu.nihai. Îmi dați tag acolo, încerc să răspund cât de mult pot. Toate ca toate, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la clipul ăsta. Mulțumesc tuturor care m-au desenat vreodată. Mulțumesc tuturor care m-au urmărit vreodată. Deci nu trebuie să mă fi desenat ca să primiți mulțumiri de la mine. Mă găsiți pe Instagram aronmicu.nihai. Însă pentru moment, cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, trebuie să fac mai târziu asta. Să ne auzim cu bine!